Laurențiu Teodoru, propus de USR Plus în funcția de subprefect al Sibiului, a fost destituit joi din funcție, la 6 luni de la preluarea mandatului. Prefecții și subprefecții USR Plus au fost destituiți din funcție în ședința de guvern de joi. Este vorba de 14 prefecți, inclusiv cel al capitalei, precum și 28 de subprefecți. Printre aceștia se numără și subprefectul Laurențiu Teodoru de la Sibiu. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat joi prelungirea stării de alertă. Odată cu aceasta a fost adoptată și prelungirea proiectului pilot derulat la Sibiu, prin intermediul căruia câinii antrenați în centru chinologic vor depista persoanele revenite din străinătate, posibil infectate cu coronavirus. Direcția de Sănătate Publică Sibiu va pune la dispoziție teste rapide gratuite. Proiectul pilot va continua și în următoarele 60 de zile în incinta aeroportului internațional Sibiu la terminalul sosirii. Câinii pregătiți de către Centrul Chinologic de la Sibiu din cadrul Poliției Române să depisteze persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 vor continua să mișune prin aeroport. Nicolae, un tânăr de 23 de ani din Hosman, nu s-a lăsat până n-a impresionat o comunitate întreagă. Miercuri noapte s-a urcat la volanul unui autoturism fără să-i pese că n-are carnet de conducere. În zona localității de Baștină a fost zărit de un echipaj de poliție, care i-a cerut să treagă pe dreapta. Nicolae n-a vrut să oprească și și-a continuat drumul, fiind urmărit de oamenii legii până în Sibiu. La intrarea municipiului așteptau însă mai multe echipaje de poliție și de jandarmi. Fiindcă drumul era blocat, tânărul s-a panicat și a pierdut controlul volanului, lovind un stâlp și un gard de beton de pe marginea drumului. Din cauza lui, echipajul de poliție aflat în urmărire a făcut de asemenea accident. Autospeciala s-a izbit de o bordură. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.